Deci, o să vorbim acum despre prelucrări punctuale. Și primul subiect sau subpunct de aici va fi conversia din color, și anume color în format RGB formatul cel mai standard pentru color în nuanțe de gri. Voi folosi termenul din limba engleză, termenul de grayscale, pentru că e mai ușor de scris. Da? Nu că ține neapărat să zic grayscale, dar este mai ușor de scris decât nuanțe de gri. Încerc să sintetizez așa, nu vreau să lungesc discuția foarte mult, ci scopul, și asta va fi așa în general, valabil și pentru cursurile următoare. Scopul nu este să intru așa în foarte multe detalii, pentru că oricum bănuiesc că nu e neapărat cursul acesta, nu e neapărat direct în sfera voastră de interese, ci încerc să-l focusez mai mult pe părțile aplicative, adică pe părțile care pot fi transformate cât mai direct în program, în algoritmi pe care îi puteți implementa și să-i și testați să faceți ceva cu ei. Dacă doriți cumva să aprofundați, să vedeți lucrurile așa și mai cu poveste în jurul lor, v-am dat data trecută documentație și pe lângă ce v-am dat eu, cum se găsește destul de mult și pe internet despre subiectul acesta. Așa că o să ne focusăm mai mult pe părțile aplicative ale acestui curs. Din punct de vedere al conversiei din Red, Green, Blue în Grayscale, ați văzut... Și la laborator, deja am făcut asta la laborator, am convertit componentele acestea într-o altă componentă Y, numită luminanță. Luminanță. Ceea ce deja mai știți, având în vedere că în facultate ați studiat televiziune. Și acolo la TV ați aflat că luminanța se calculează. Cu formula eu o să scriu aproximativă, nu caut acum și nici nu am reținut exact zecimalele, cât e 0,290 și nu știu cât. Eu o să folosesc versiunile rotunjite, 0,3 ori componenta de roșu, plus 06 ori componenta de verde. Green, plus 0,1 înmulțit cu componenta de blu sau componenta de albastru. Și bineînțeles toată treaba asta este rotunjită. Uite o să fac aici așa un semnul ăsta de rotunjire care corespunde funcției floor mat.floor mat, mat. dacă ar fi în Java. Sau ați văzut că când am făcut programul am făcut direct conversia la int. Punem expresia între paranteze și convertim la int. Pentru că. Din... La float. Spuneți? Nu la float. Uh, nu la float, nu. De, de ce ziceți la float? Că era cu 0,3, Păi, cu 0,3, tocmai de aia trebuie să convertim, pentru că red este pe 8 bits, este un întreg pe 8 bits, green este un întreg reprezentat pe 8 bits, blue este un întreg reprezentat pe 8 biți. Și vine că făcând înmulțirile astea o să dea float rezultatul sau double în Java. Dar y-ul avem nevoie de el da, să ne. Le... ca y-ul trecut ca Da, da y-ul trebuie să l transformăm tot în în 8 biți, pentru că poi când vom reprezenta, deci asta calculăm practic, pentru fiecare pixel, îl rezumăm la acest y, dar ca să afișăm pixelul, o să zic aici pentru Că și asta e o problematică în sine, care la început am văzut că pune probleme. Uh, pentru afișarea, pentru afișarea unui... Aziua. Bună ziua! ziua! Bine ați venit! Unui pixel... O Un secundă am scris... A, așa, unui pixel uh, în grayscale... Ideea este următoarea. Atunci când vrem să afișăm pe ecran un pixel, ecranele sunt făcute și placa video așa operează, încât să aibă nevoie de aceste trei componente pentru a afișa. Așa funcționează majoritatea display-urilor, implicit ecranele din telefoane, din laptopuri, tablete. Deci au nevoie de aceste trei componente, red, green și blue. Și cu toate astea, toată lumea a experimentat, vizualizarea de poze al negru, de poze grayscale pe astfel de dispozitive. Cum e posibil acest lucru? Păi este posibil prin faptul că prin faptul că, nu știu cum să le mai, mai clar, dar ați văzut deja la laborator, prin faptul că dacă, uitați, o să încerc așa, red, green, blue, deci aici ar fi, Locurile pentru cele trei componente. Așa. Dacă în cele trei componente punem Y, punem această luminanță pe care tocmai am calculat-o, punem aici Y, aici Y și aici Y, efectul pe care îl vedem este acela de pixel colorat în al negru. Deci, practic, rezultă în felul acesta o nuanță de gri. O nuanță de gri. Îi zicem nuanță de gri, dar dacă ar fi să fim 100%, cum să spun așa, riguroși, ar trebui să zicem nuanță de alb. Ca o mică justificare la treaba aceasta, am mai zis-o la un moment dat, nu știu cât de bine va rămas în minte acest lucru, așa că eu zic să facem și un desen, în speranța că vă va rămâne așa mult mai bine întipărit în minte ace această treabă. Red, green, blue. Și voi marca pe ele valorile maxime, dar acum, uite, o să fac cu alb. Deci aici avem 0, aici avem valoarea maximă pe 8 biți, adică, știți bine, 255, da? Aici la fel avem 0, 255, aici avem 0, 255. Deci orice culoare posibilă pe care o putem reprezenta pe ecran, uite așa, se regăsește în interiorul acestui cub. Am mai zis și lucrul ăsta. Și în interiorul acestui cub, acum o să punctez mai exact această primă diagonală pe care și pe asta, dacă mi-am că bine, am mai pomenit-o. O să o notez așa cu galben. Aceasta este diagonala tuturor nuanțelor posibile de gri. Reprezentând culorile în forma asta, în forma în care red, green și blue sunt toate egale, practic vom obține puncte de pe această diagonală. Deci nuanța asta de gri reprezintă de fapt un punct de pe această diagonală. Un punct care când toate sunt 0 va fi de fapt negru și când toate sunt 255 va fi de fapt alb. Da, aici avem Negru, black, și aici da, nu B că se confundă cu blue, și aici avem alb, adică white. Dar nu scrie nici aici W, pentru că cu W am notat lățimea imaginii până acum. Deci așa reprezentăm un pixel în nuanțe de gri. Repet, asta este doar pentru reprezentare, pentru a putea să afișăm pe ecran. La laborator, când am salvat fișierul acela, l-am salvat tot ca pe o imagine color, dar în care fiecare pixel a conținut aceste lucruri. Dacă ne puneam problema să ocupe mai puțin imaginea, că probabil ați observat, dacă v-ați uitat la cât ocupa fișierul, că nu ocupa mai puțin. Deși ar fi putut să ocupe de 3 ori mai puțin, nu? Pentru că nu avem nevoie să repetăm Y-ul de 3 ori pentru fiecare pixel. Bine, acolo imaginea era și comprimată, PNG e discutabil acest factor, dar aproximativ să zicem tot de trei ori mai puțin ar fi trebuit să o ocupe. Și cu toate astea nu o ocupa pentru că l-am reprezentat pe Y de trei ori. Asta este. Da, nu ne-am pus acum problema asta a optimizării, ci este important să înțelegem ce se întâmplă în cubul ăsta al culorilor. Da? În cubul ăsta al culorilor aici ne vârtim puțin și scopul este să-l înțelegem și să realizăm că pe suprafețele lui exterioare avem variantele cele mai saturate ale culorilor. Da? V-am mai zis că pe muchile acestea, muchile astea de aici așa pe care mă plimb eu, nu știu cât de bine se, ve se vede cursorul cu care mă plimb, muchile acestea sunt cele mai saturate, adică muchile care sunt cele mai depărtate de colțurile de negru și de alb. Astea sunt culorile cele mai saturate. După care, mergând pe fețele cubului, către alb, toate aceste culori devin din ce în ce mai luminoase, culminând cu valoarea asta de alb, deci toate se contopesc în alb. La fel, dacă mergem pe fețele astea spre negru, devin culorile din ce în ce mai întunecate și se contopesc în culoarea asta neagră. Dar în particular, repet, dacă ne plimbăm doar pe diagonala principală, acolo unde componentele sunt egale, că ceea ce am reprezentat aici, vectorul ăsta Y, 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 Asta ar reprezenta, da? Ca coordonate de pixel, dacă luăm orice punct de aici, am observat că are toate cele trei coordonate egale. Am pus red, green, blue, dar puteți să considerați orice axe, x, y, z. Asta îl putem considera ca pe un vector într-un spațiu tridimensional. Da? Este o serie de. e o pereche formată din trei valori în care ordinea contează. Deci este un vector într-un spațiu topologic tridimensional. Sună mai complicat, așa poate prea matematicist, mai matematic decât trebuie, dar în realitate o să vedeți că vom opera cu pixeli văzuți ca vector și veți vedea că în realitate nu e ceva foarte complicat. Tot la operații matematice elementare se reduce totul. Bun, deci asta e legat de afișarea unui pixel în grayscale. Și varianta pe care am calculat-o aici este Varianta ponderată, deci varianta ca medie, să zic așa, hai să, să zicem 1, medie ponderată, medie ponderată, ponderile acestea de aici, deci acestea sunt ponderile, fiind calculate în funcție de caracteristicile ochiului uman care este mai sensibil, mult mai sensibil la componenta de verde decât la celelalte. Adică atunci când vede o culoare, intensitatea pe care o percepe pentru acea culoare provine mai mult de la componenta de verde decât de la celelalte. Medie ponderată, dar mai avem și alte variante. Uite, o să scriu aici încă două variante ca să vedem comparativ că nu este singur mod în care putem să calculăm luminanța. Deși din punct de vedere, atunci când ne, la televiziune, varianta asta a studiat-o, pentru că acolo scopul era să obținem o imagine cât mai bună din punct de vedere calitativ să o afișăm pe un televizor, pe un display, să, să, nu, să nu pierdem din caracteristicile importante ale imaginii. Dar atunci când scopul nostru este doar să procesăm mai departe această imagine să extragem din ea forme, să detectăm că în imagine avem un cățel, o pisică, să ne dăm seama, ce, să citim textul din imaginea respectivă. Atunci nu ne interesează astfel de detalii, ci putem apela și la alte variante de calcul. Da? Pentru situațiile respective culoarea poate fi redundantă, căci poate nu ne interesează ce culoare are pisica, mai ales că există pisici de diverse culori, ci doar forma ei. Și în situații de genul acesta putem folosi pentru luminanță și varianta de medie simplă. Hai să scriu dacă tot am dat și denumire, să zic aici medie simplă. Hai, pun în, trepa, în paranteză simplă. Adică varianta pe care o făcusem la început în laborator, red plus green plus blue, totul supra 3 adică le-am adunat, le-am împărțit la 3 și bineînțeles că și în cazul acesta rezultă o valoare întreagă pe care trebuie să o convertim la int. La fel și să o limităm la 8 biți, că și asta este. Nu am mai pus varianta, n-am mai pus restricția asta că trebuie să o limităm la 8 biți, dar se înțelege, iată am scris aici că pe 8 biți va fi. De ce n-a fost nevoie să o limităm la 8 biți? Pentru că toate Valorile astea, red, green și blue care intrau în această medie ponderată Deja erau pe 8 biți. Fiind citite dintr-o imagine puteam avea garanția asta că sunt pe 8 biți. Și de asemenea matematica ne garantează că atunci când suma ponderilor este 1 Da, avem ponderi subunitare și suma lor este 1 Media ponderată nu va depăși astea, valoarea maximă pe care o pot avea astea da, Este normal să fie așa la fel și aici, media nu va depăși. Dar ca și la media notelor. Dacă ai cea mai mare notă 10, nu poate să-ți iasă media 11. Așa funcționează mediile. Da, deci putem să calculăm și media asta ponderată simplă. Ce avantaj ar avea? Că poate ziceți, ok, pe la ce ne complicăm? De ce să facem chestia asta? Păi de deja vedem un mic avantaj aici. În loc să calculăm 1, 2, 3 produse și 2 sume, deci 3 produse și 2 sume, calculăm două sume și o, și o împărțire. Deci e, e, puțin mai rapid. Uite, pun aici ca un mic beneficiu. Beneficiul aici ar fi că e mai rapidă. E mai rapidă. În sensul că e mai rapidă de calculat. Hai să e mai... Se înțelege, bănuiesc că are sens să... E mai rapid de calculat. Uite, în sensul că să se... Rețineți ce am zis, că avem doar două sume și o împărțire, nu mai avem trei produse și două sume. E mai rapid de calculat. Dezavantaj, nu îl mai zic, dar dezavantajul, știți foarte bine, este acela că rezultatul, dacă ar fi să luăm o poză, o poză oarecare, din natură în general, o poză naturală așa și să-i facem conversia în grayscale, prin metoda asta 2 și prin metoda 1 și ne-am uitat să le vedem alături, una lângă alta, ați observat că, într-adevăr, prima este mai realistă, se apropie mai mult de... adică o percepeți ca fiind mai plăcută. S-ar putea ca în anumite contexte, pentru anumite scene, poate dacă sunt mai întunecate sau, eu știu, în anumite situații, să nu vedeți această diferență, dar dacă repetați experimentul pentru mai multe imagini, într-adevăr veți constata pe pielea voastră cu ochii voștri, că într-adevăr prima medie este mai plăcută vizual. Dar, repet, asta este mai rapidă și în anumite calcule poate că este suficientă, nu ne trebuie mai mult de atât. Și mai avem și încă o variantă, de fapt avem chiar mai multe variante, dar încă o variantă care mai este utilizată, ca astea pe care le-am zis eu aici, sunt utilizate. Așa putem să inventăm și o grămadă de alte chestii care ne pierd informație. Dar ați văzut că deocamdată în toate astea intervin în calcule toate cele trei componente. Însă avem și o variantă în care nu intervin cele trei componente, sau cum să zic, nu intervin chiar direct așa, și cu toate astea se folosește și are aplicații în practică. Surprinzător. Și anume maximul. Maximul. Ce vrea să însemne asta? Pur și simplu se consideră că luminanța pixelului este dată de maximul dintre cele trei componente, da? adică maximul dintre red, green și blue. Deci o să mai vorbim despre asta când vom converti imaginile din spațiul acesta red, green, blue în spațiul nuanță, saturație, valoare, HSV. Și veți vedea că practic este ca și cum am încadrat pixelul, am face o proiecție pe cub. Dar o să vedem atunci, sper să reușesc să fac un desen suficient de sugestiv ca să înțelegeți care este treaba. Dar oricum, bănuiesc că vă dați seama că prin varianta aceasta nu obținem chiar ceea ce trebuie. Pentru că foarte multe culori total diferite ne vor da aceeași luminanță. Ca să facem o oarecare comparație între ele. Gândiți-vă așa. Gândiți-vă că dacă ar fi să facem, să calculăm cu adevărat luminanța unui pixel, practic ce ar trebui să facem? Oricare punct de aici să găsim o metodă de a-l proiecta pe diagonala asta galbenă. de, de a-l proiecta așa, cât mai direct, cât mai perpendicular. Deci din punctul ăla, dacă aveți așa un, pic de vedere în spațiu, de imaginație aici, n-am prea desenat cubul ăsta foarte, Bine că a picat linia chiar pe muchea asta, dar imaginați-vă că pur și simplu orice punct de aici am duce de pe acel punct perpendicularea pe linia asta galbenă, da? pe diagonala galbenă. Știți, perpendicularea dintr-un punct pe o dreaptă, oriunde ai un punct într-un spațiu pe o dreaptă, poți să duci perpendicularea. Bun, și în funcție de unde a picat punctul acela de intersecție, te uiți la cât la sută din, din ăsta a picat, da? A picat la 0% din drumul de la negru la alb, la 50%, la 100%, da? și apoi convertești treaba asta într-un număr pe 8 biți, între 0 și 255. Da, dacă a picat la jumătate, devine 128, dacă a picat aici, la 100%, la 100 devine 255 și așa mai departe, proporțional. Regula de trei simplă. Vă spun că de acum că în cursul ăsta vom folosi foarte, foarte intens regula de trei simplă, <laughs> mult mai mult decât v-ați imaginat, adică nu vom face cine știe ce matematici complexe, poate pe acolo, pe la transformata furie, o să vă reamintesc lucruri pe care cred că deja le mai știți, o să le mai refaceți și la PDS, dar în rest nu va fi cine știe. Dar și acolo, în esență, tot așa în mulțiri și adunări, nu va fi cine știe ce, nu vor fi cine știe ce chestii complicate. Se complică doar în aparență prin faptul că lucrăm cu mai multe valori și zicem că lucrăm cu vectori practic iar, iar acolo vom lucra inclusiv cu valorii uh, complexe Bun, deci când luăm maximul uh, de ce, uitați ca să vedem un exemplu, când luăm maximul dacă ne uităm la valorile care pică aici pe muchi da, pe muchiile acestea exterioare ale cubului practic orice culoare, că e roșu că e mov că e albastru, că e turcoaz, că e verde sau că este galben și tot ce este între ele, culorile acestea saturate la maxim, toate ne vor da luminanță maximă. Ceea ce poate e ok, poate nu e ok. Da, din punct de vedere perceptiv, e clar că cele din zona asta mai de verde ar trebui să apară mai luminoase decât cele mai din zona asta de albastru mov. Da. Dar e mai rapid de calculat. Iată, varianta asta este, e și mai rapidă. Dacă ne gândim din punct de vedere al timpului de calcul, asta este și mai rapidă decât media aritmetică. Și mai rapidă. Nu e și mai rapidă să calculăm maximul. Pe cât de repede calculăm maximul, ne uităm care e mai mare dintre ele și gata. Facem doar niște comparații, nu mai facem adunări, împărțiri, doar facem niște comparații și ne dăm seama care e cea mai mare dintre astea trei. Până la urmă. Dacă scopul ar fi doar să reducem imaginea la o variantă în nuanțe de gri, am putea așa la extrem și să luăm doar una dintre componente, să zicem, doar componenta de verde. Dacă tot aia este cea mai importantă și are ponderea cea mai mare, păi hai să o luăm doar pe asta și obținem cât de cât o imagine în nuanțe de gri. Însă dacă imaginea nu prea conține verde sau nu este foarte luminoasă, nu conține culori luminoase sau culori care conțin verde, turcoaz prin zona asta, ci imaginea se învârte mai mult foarte aproape de acest plan, de planul roșu, negru, albastru, mov, deci toate culorile se, se, apropie foarte mult de fața asta din fața cubului, ei atunci această variantă nu ne va da prea multe informații. Da. Ați văzut, uh, unii ați văzut la laborator că am afișat componentele de uh, fundamentale de culoare, roșu, verde și albastru, le-am afișat în două variante, nu? Le-am afișat fie, de exemplu, componenta de roșu. Am, afi, am afișat-o nuanțe de roșu odată și am afișat-o și în nuanțe de uh, gri. Da. Uite, a, o să notez acum, deși nu e chiar în subiectul ăsta, dar e important de reținut și chestia asta, tot la capitolul de afișare. Uh, hai să zic aici afișarea ca să nu încă apoi mie că trec mai departe și nu punctez acest lucru zic afișarea componentelor fundamentale Component. uh, hai să zic mai, mai exact că nu nu mă refer la pixel ci la imagine în sine afișarea planurilor de culoare, culoare de culoare fundamentale. Dacă vrem să le afișăm, de exemplu, dacă vrem să afișăm planul de roșu în nuanțe de gri, cum facem? Cum facem să afișăm planul de roșu? Componenta de roșu, ok, o extragem, o avem, e pe 8 biți. Cum facem să construim o nouă imagine în care pixelul respectiv să reprezinte o nuanță de gri care este mai întunecată sau mai luminoasă în funcție de cât e roșu ăsta de aici? Cât va fi noul pixel? Ziceți voi. Calculăm negre cu ca doar 0,3 ori R, de exemplu, și restul cu 0. Este și asta o variantă, dar nici nu e nevoie să calculăm Y, ci noi deja știm cât este R-ul acesta. Deja știm cât este acest R și dacă vrem să-l afișăm în noație de gri, pur și simplu îl repetăm de trei ori. Îl punem pe R și în poziția lui roșu și în poziția lui verde și în poziția lui albastru. Da? Deci și în poziția unde așteptam să găsim red și în poziția unde așteptam să găsim green și în poziția unde așteptam să găsim blue, îl afișăm tot pe acest red. Ceea ce ne va da, de fapt, un pixel de pe diagonala principală. E ca și cum am ignorat celelalte componente ale pixelului. Pixelul era un punct oarecare din cubul ăsta, RGB. Și am ignorat celelalte componente, am făcut proiecția doar pe axa, am păstrat doar axa aceea, valoarea de pe axa de red, și le-am pus și pe celelalte la fel. Deci, în felul acesta, efectul va fi că îl afișăm în nuanțe de gri. Dar dacă vrem să afișăm. Uite, dau acum pentru un alt exemplu, nu iau roșu, că va fi la fel. Să zicem, vrem să afișăm planul de verde în, nuan în nuanțe de verde, să zicem. Deci să-l vedem efectiv ca verde Ca și cum am avea niște filtre pe imagine Și vedem imaginea filtrată da? Cum facem să-l afișăm în nuanțe de verde? 0, G, 0 Exact La fel Trebuie să punem cele trei componente Red Green Și blue Numai că Acolo unde aveam verde Păstrăm cât era verdele și unde aveam roșu, îl reducem la 0. Unde aveam albastru, îl reducem la 0. Deci asta e varianta pentru extragerea celor trei componente. Vrem să afișăm, să extragem doar planul de roșu, o să avem red, 0, 0. Vrem să extragem doar planul de verde, o să avem 0, green, 0. Vrem doar planul de albastru, o să avem 0, 0, blue. Asta este, da? Și vor fi afișate în nuanțe de verde verde mai întunecat sau mai puțin întunecat în funcție de cât era componenta de verde din pixelul respectiv. Dacă pixelul respectiv nu avea verde deloc, vom vedea negru acolo. Dacă pixelul respectiv avea verde la maxim, adică fie era verde, fie era uh, turcoaz, fie era uh, ce mai era alb, fie era galben sau toate astea care conțin verde foarte mult, îl vedem ca fiind verde extrem de intens, chiar maxim de intens, verdele cel mai strălucitor. Deci asta legat de afișare. Bineînțeles că nu ne oprește nimeni să afișăm și în nuanțe diferite. Uite, ca o curiozitate, hai să note și Asta nu ne-ar folosi la nimic, dar doar așa ca o curiozitate dacă vreți să vedeți cum puteți să faceți efecte interesante. Să vedem așa ca o chestie în plus, să zicem. Chiar pun așa, un plus ca idee să zicem că vrem să afișăm planul de planul sau componenta cu planul de albastru, că o n-am pomenit de albastru în nuanțe nuanțe de galben. Oare ce am putea să facem pentru nuanțe de galben? Dar cred că nu v-am zis încă ce e cu nuanțele de galben. Eu aici am, am mizat pe ideea că poate mai țineți minte de ceva de la TV. Mai știți cum era tabelul cu... Sau hai că-l facem ca să nu, să nu presupun lucrurile acestea cunoscute neapărat. Deci dacă avem așa red, green, blue. O secundă. Combinațiile. Avem red, green, blue. Și vom considera combinațiile uh, totul, de tip totul sau nimic, ca și cum ar fi valori binare, deci vom avea 8 combinații, ca la circuite digitale, da? Vom avea o combinații dacă mergem pe totul sau nimic. Uite așa. Deleene ca să nu mai scriu așa, o să zicem în felul următor. Uh, o să zicem 000 001. Deci o să scriu ca la digitale doar ca să nu scriu mult. Dar înțelegeți că în loc de 1 este de fapt cât? 1 nu e 1, 1 este cât? 1 este cât, 1 este cât a zis? 255. exact, exact. 1 este maximul Deci pun aici ca un fel de legendă. 0 înseamnă 0 pe 8 biți. 1 înseamnă 255. Da? Bineînțeles, tot pe 8 biți. Asta așa ca o, ca o, mică legendă. Și acum culoarea care rezultă, culoarea rezultată, culoarea. Ia ziceți ce culoare avem aici. 000 înseamnă? Negru. Exact, 000 înseamnă negru. Stați o secundă să vă mai ține, mai ține bateria. Aparent, nu știu, să vedem. Deci 000 înseamnă negru. Acum celelalte, deja alb am zis, când toate sunt la maxim, este alb. Și acum, când avem una singură dintre ele, este clar. Când toate sunt 0 și avem doar albastru, e clar pentru toată lumea că este albastru, nu? Albastru. Când toate sunt 0 și avem doar verde, e clar că ăsta e verde. Hai să trecem peste asta. Toate sunt 0 și avem doar roșu, e clar că ăsta va fi roșu. Bun. Dar ce se întâmplă când avem combinații de două câte două? Uh, oare albastru plus verde, ce o face? Știe cineva ce face albastru plus verde? Turcoaz. Exact, turcoaz. Turcoaz. O să scriu și denumirea în engleză: că veți găsi destul de des denumirea asta cyan. Roșu cu albastru. Roșu I cu Mov, exact mov, violet sau magenta, magenta în engleză, iar roșu cu galben, roșu cu galben am zis, cu g, g e verde, roșu cu verde face, am zis eu deja din greșeală, galben, da, roșu cu verde face galben, bine, în amestec optic, acum dacă luați culori și le amestecați acoarele nu o să vă iasă asta, Aici vorbim de amestec optic. Roșu cu verde face galben și asta este yellow, după cum știți. Bun, deci acum nuanțe de galben. Am zis, luăm componenta de albastru deci, și vrem să o afișăm în nuanțe de galben. Ce înseamnă că luăm componenta de albastru? Păi înseamnă că vom avea ceva aici, B-ul, B-ul respectiv din culoare îl vom avea. Dar Întrebarea e unde îl punem pe acel B. Pentru că dacă îl punem în poziția a treia vom vede și 0 în rest, vom vedea imaginea ca fiind afișată în nuanțe de albastru. Dacă îl punem în poziția a doua, imaginea va apărea în nuanțe de verde. În prima poziție vom vedea componenta de albastru sau planul de albastru din imagine, dar afișat în nuanțe de roșu. Dacă îl punem peste tot BBB, îl vom vedea în nuanțe de gri, cum facem să-l vedem în noație de galben? Adică un galben mai de la negru mai spre galben intens, în funcție de cât e asta de mare. Punem la primele două, la red și la prim. Exact, ia uitați galbenul cât e. Galbenul este 1, 1 așa. Deci la primele două punem blue. Și în momentul în care blue va fi foarte mult, deci în culoarea respectivă avem foarte mult blue, aici vom avea mult, mult, 255-255 sau cât mai mult, vom avea mai mult, și cu cât avem mai mult, cu atât galbenul respectiv va apărea ca fiind mai intens. Iar aici trebuie să avem, bineînțeles, 0. Pentru că dacă nu avem 0, ce l-am pune și aici, ar crește și această componentă și s-ar duce spre alb, nu s-ar duce spre galben. Deci l-am percepe ca pe o nuanță de gri. Da, și în felul ăsta putem să afișăm și nuanțe de turcoaz, și nuanțe de magenta, de mov, de, de, de cum, cum dorim. Bun, deci asta legat de afișări. E clar că în felul ăsta, dacă vrem, putem să extragem nu doar componentele fundamentale, ci putem să extragem și componenta de turcoaz din imagine, dacă vrem. Da? Dacă extragem din fiecare pixel doar componentele de verde și de albastru și vedem proporția lor cam cât reprezintă, ne dăm seama cam cât turcoaz există în culoarea respectivă. Și bine, lucrurile astea s-ar putea extinde și pentru alte culori, putem să facem proiecții pentru culorile respective. Dar eu zic că e important dacă înțelegem pentru astea fundamentale cum funcționează treaba și dacă veți și experimenta cu ele, le veți simți altfel. Ați văzut că aveți deja de la laborator un mic schelet de program în Java pe care puteți să vă jucați cu foarte mare ușurință. Căci partea de citire a fișierului o lăsați așa, partea de scriere rămâne așa, deci aveți deja programul făcut și e clar unde trebuie să faceți modificări, puteți rapid să vă testați diversi algoritmi, lăsând restul programului nemodificat. Revenind aici, deci la partea asta despre utilitatea acestor metode de conversie în nuanțe de grid sau metode de calcul al luminanței, vom mai vorbi la un moment dat. Aveți posibilitatea dacă doriți să le testați, să... Vedeți am afișarea în diverse planuri de culoare. Am văzut și aici. Și acum putem să discutăm și despre.